Maică sfântă, tămăduitoare de trup și de suflet, vindecătoare a celor nevindecate și iertătoare a celor neiertate. Adu-mi tu blândă alinare pentru toate cele ce apasă pe sufletul meu. Ia aminte la nevoința mea și nu mă lăsa să mai sufăr așteptând o minune, ci înfăptuiește tu acea dorință care mă arde pe dinăuntru și nu-mi dă nici liniște și nici odihnă. Căci numai tu porți puterea cea de minuni aducătoare, primită de la Dumnezeu după adormirea ta, și tu iubești îndeajuns pe cei ce se închină ție, astfel încât să le împlinești acestora cele încă neîmplinite. Știu că prin firea mea omenească nu mă pot feri de păcat și știu că nu mă rog îndeajuns ție și Domnului, Dumnezeului meu, pentru a merita pe deplin o minune. Însă nădăjduiesc că te vei îndura de mine și că îndurându-te mă vei binecuvânta cu acea minune pe care o aștept în viața mea. Și iată, ca un semn al nădejdii mele, îți promit să-ți spun această rugăciune în fiecare zi până ce dorința îmi va fi împlinită. În numele Tău, Fecioară Preacurată, și în numele Mântuitorului meu, Iisus Hristos, primește-mi rugăciunea și bucură-mă cu puterea Ta cea făcătoare de minuni. Amin. Maica Domnului, cea prea curată și nevinovată Fecioară, trimite-mi grabnic ajutor și alungă de îndată de la mine tot necuratul ce și-a făcut loc în viața mea. Oprește tu lucrarea sa și încercările sale viclene de a-mi slăbi nădejdea și fă tu lumină în lăuntrul inimii mele, cea istovită de atâta și atâta luptă. Căci tu știi, Maică Sfântă, cât am luptat și cât lupt în continuare cu cei ce caută să-mi fure bucuria și cât de mult nădăjduiesc în ajutorul tău. Numai pe tine te am și pe Fiul tău, cel prea iubit, la cine să alerg și să caut izbăvire. Numai cu sprijin ceresc simt că pot face față vrăjmașilor mei. Și de aceea, te rog, ferește-mă de necurățiile lor și eliberează-mă de uneltirile lor. Și nu lăsa ca mânia și dorința răzbunării să își facă loc în inima mea, ci dă-mi tu putere ca să-i pot ierta pe aceia care îmi trimit rău și învrednicește-mă cu darul răbdării ca să ajung să îi văd rușinați și întorși la căință și la credință. Căci nu e al meu a judeca și a pedepsi, ci numai a Fiului tău e aceasta, Maică bună, iar judecății sale nu e om care să se împotrivească. Amin.